Scumpii mei, suntem o biserică binecuvântată. Nu că suntem noi buni, ci pentru că Dumnezeu este bun și a găsit cu cale să răspundă rugăciunilor noastre într-un mod absolut extraordinar. Noi avem convingeri intim penticostale, să știți. Manifestările noastre câteodată nu sunt atât de penticostale, pentru că noi ca și biserica am învățat ceva, că la Rusalii biserica vorbea lucrurile minunate ale lui Dumnezeu fiecăruia în limba lui. Și noi trebuie să vorbim generației ăsteia pe limba ei. Noi trebuie să prezentăm un mesaj clar, un mesaj de viață, un mesaj transformator, cum spunea Adrian mai devreme. Noi credem că ceea ce propovăduim este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Noi credem că oamenii încă au nevoie să audă acest cuvânt, această veste bună, eliberatoare, transformatoare, regeneratoare. Nu este un mesaj care să plictisească. Suntem vinovați atunci când îl abordăm în felul acesta și ne apropiem de cuvânt ca de o carte plină de învățătură, greoaie și plicticoasă, pe care trebuie să o descifrăm. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu este Duh și este viață. Așa spune despre El. Cuvântul se, dacă vezi, se recomandă. Sunt Duh și sunt viață. Și pe cine pune cuvântul lui Dumnezeu mâna, scumpii mei, îl transformă. Nu transformă ceva din el, ci îl metamorfozează. Îi schimbă opiniile, îi schimbă valorile, îi schimbă percepțiile, îi schimbă înțelegerile, îi schimbă relațiile, îl schimbă în întregime, pentru că e puterea lui Dumnezeu. Sper că astăzi nu v-ați apropiat de biserica aceasta cu căutările greșite ale unei socializări. Nu sunt neapărat greșite, dar devin greșite dacă ele se rezumă doar la socializare. Sper că nu v-ați apropiat de biserica aceasta în intenția de a asculta un mesaj mai bun sau mai puțin bun, veți pleca dezamăgiți, posibil. Dacă ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu în intenția de a-L asculta, de a-L trăi, de a-L primi, vă promit în numele Domnului că veți pleca mai binecuvântați, mai sfinți, mai aproape de cer, mai înduhovniciți, cu o perspectivă mai largă asupra înțelegerii lui Dumnezeu și cunoașterii Lui. Așa mare nevoie avem în dimineața aceasta ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Vă rog respectos să deschideți împreună cu mine, cei care aveți cuvântul în formă scrisă, cei care îl aveți pe telefon, îl puteți deschide cu telefon. La cartea Evanghelistului Luca, capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa din versetul 18. Luca 18, 18. Un fruntaș l-a întrebat pe Iisus: bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce întrebare frumoasă! Ce căutare bună! Într-o lume în care, nu știu dacă dumneavoastră aveți senzația aceasta, dar am căutat parcă orice altceva, numai viață veșnică nu. Devenim deconectați și defocusați atunci când vine vorba de lucruri veșnice, de lucruri care nu au legătură cu pământul, cu momentul de acum, cu trăirea de aici, cu lucrurile palpabile, cu materialul. Am devenit mult mai interesați dacă am ascultat o prelegere, poate, cum să devii milionar, cum să ai o sănătate de invidiat, cum să ai o căsnicie fericită, cum să ai un trup de megastar. O să cadă divele în leșin când treci tu pe acolo. Am fi mult mai interesați de lucrurile care cumva avem noi senzația falsă că ne ating direct. Omul acesta, fruntașul acesta, acest arheon, acest conducător, probabil era un magistrat, probabil era unul din corifeii vremii respective, un teolog, are o căutare extraordinară. Ce căutări ai în dimineața aceasta? Scumpul meu, cu ce gânduri ai venit înaintea lui Dumnezeu în locul acesta? Care sunt interesele tale? Care sunt așteptările tale cu privire la momentul acesta? Să nu fie un timp ratat în dreptul nostru, să fie un timp de căutare, să fie un timp în care fiecare dintre noi să poată da mâna cu Hristosul înviat, un timp de mântuire. Poate sunteți oameni care sunteți încă legați cu legăturile păcatului. Ai căutarea aceasta a eliberării, a victoriei, a biruinței, a trăirii prin Duhul Sfânt?
Care sunt căutările noastre, dragii mei? Cred, nu vreau să generalizez, dar cred că trăim o vreme în care avem așteptări puține și căutări puține din partea sau de la Dumnezeu. Căutăm puțin și drept urmare avem puțin. Avem puțină bucurie pentru că nu mai conștientizăm ce avem în Domnul, ce ne-a dăruit, ce a reprezentat episodul crucii pentru fiecare dintre noi. Avem căutări puține. Omul acesta, acest fruntaș, a venit la Domnul și l-a întrebat: Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenez viața veșnică? Îți pui această întrebare în dimineața aceasta? Te interesează și lumea de dincolo? Sau cumva ți se par basme de Petre Ispirescu? Ți se par lucruri intangibile? Ți se par povești? Noi credem, și biserica Efraim din locul acesta gândește transcendental, noi credem că viața omului nu se oprește la mormânt. Așa credem noi. Noi credem că avem un suflet și sufletul acesta nu are noțiunea de timp. Nu are noțiunea de timp. Ieri am avut 77 de femei la penitenciarul Târșor și am întrebat: Doamnelor, este cineva aici care crede că viața se sfârșește la mormânt? Și niciuna n-a ridicat mâna. Este cineva, și erau câteva doamne mai în vârstă în față, și am întrebat: vreți să-mi spuneți cum vi s-a părut, cum a trecut viața? Știți ce mi-au răspuns, cum îmi răspundea bunica? Parcă ieri eram copil. Ce vrea să însemne asta? Știți ce vrea să însemne asta? Înseamnă că în noi, na, trupul ăsta, carcasa asta, pe care o facem mai frumoasă, dăm cu Q10 să ridicăm ochii, buzele, le injectăm să fie mai proeminente, mușchii umflăm, trece! Dar este ceva în lăuntru nostru care e din Dumnezeu veșnic și care n-are noțiunea de timp, care n-are noțiunea de spațiu, este etern, este și din Dumnezeu și se va întoarce la Dumnezeu. Noi asta propovăduim, că e foarte important să spui întrebări vis-a-vis de sufletul tău. Unde îți vei petrece veșnicia? În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre câteva înțelegeri greșite cu privire la mântuire. Ăsta e titlul din dimineața aceasta, nu m-am chinuit să-l fac mai scurt, nu m-am chinuit să-l fac mai frumos, pentru că eu știu că sunt foarte multe înțelegeri greșite cu privire la mântuire. Nu mă pocăiesc pentru că, și avem o argumentare. Ieri, în timp ce predicam Evanghelia în penitenciarul Târșor, o doamnă mi-a spus că ar trebui să le explicăm mai bine cum să împlinească poruncile. Haideți să citim textul. Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să-i cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și i-a zis: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă este mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau i-au zis: atunci cine poate fi mântuit? Iisus le-a răspuns: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Amin. Este un text extraordinar de interesant. Scumpii mei, avem argumente multiple atunci când vine vorba să ne interesăm de sufletul nostru, să nu o facem. Și primul argument pe care îl depistez în general în discuțiile mele evanghelistice cu oamenii este problema lor, nu știu cum să mă exprim altfel, ontologică, problema lor ființială. Omul crede în sine că este bun. Omul acesta, fruntașul acesta, se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl numește bun. Bunule învățător. E bine să-l numim pe Domnul bun pentru că el e bun. Dar el nu se apropie de Domnul ca de Dumnezeu, ci el se apropie de Domnul ca de un învățător, ceea ce trădează o paradigmă a înțelegerii lui cu privire la realitate, că sunt oameni buni și sunt oameni răi. Biblia mea spune
Și Domnul Iisus Hristos spune în textul acesta explicit și foarte clar că nici unul, nimeni nu-i bun decât Dumnezeu. Absolut niciunul nu-i bun. Și doamna aceea a ridicat mâna și după predica mea, după o parte din predica mea a ridicat mâna, le dau posibilitatea să pun întrebări și să avem interacțiune. Mi-a pus întrebarea asta interesantă. Domnilor, spuneți-ne cum să facem să ascultăm poruncile mai bine. Noi nu prea ascultăm poruncile bine, numai că imediat ce am plecat de acolo erau să se și bată două. Nu fusese acolo la grupa noastră de părtășie, dar au venit doi gardieni și le-au despărțit. Nu poți să respecti poruncile. Cei care aveți copii, știți cum, aveți posibilitatea să faceți laborator la dumneavoastră acasă pe problema aceasta. Spune-i numai, mă, să nu pui mâna acolo. Știți ce face? Acolo se duce. Credeți că copiii noștri, ai pocăiților, au fost învățați să mintă? Nu mai credeți că vreunul din părinții ăștia, din bărbații ăștia care la casa lui Dumnezeu merg acasă și spun copiilor, mă, din când în când mai spuneți câte o minciună, așa că, na, nu se poate să te descurci în societatea postmodernă fără să minți. Eu cred că niciunul nu face lucrul ăsta. În schimb, vreau să vă spun un lucru, că știu perfect să o facă. Și te mint zâmbindu-ți. Spun așa minciuni credibile. Cine i-a învățat? S-au născut așa. Suntem născuți în păcat. Suntem născuți cu o natură rea care este împotriva lui Dumnezeu. Scumpii mei, noi nu trebuie să venim în casa lui Dumnezeu și nu trebuie să venim la pocăință în ideea aceasta că noi trebuie să ne facem mai buni. Aș vrea să înțelegeți, am explicat acelei doamne ieri, 20 de minute, după ce am terminat, credeți-mă, au aplaudat, au zis așa ceva, noi n-am mai auzit. Toată lumea vine aici și ne spune cum să fim mai buni, cum să ne străduim să facem lucrurile mai bine. I-am spus, doamnă dragă, Monica o chema să vă rugați pentru Monica. Monica, noi nu propovăduim oamenilor niște legi mai bune. Noi n-am venit să facem educație aici pentru voi. Noi n-am venit să vă învățăm cum să vă acordați și să vă ancorați și să vă arcuiți voința mai bine. Noi am venit să vă spunem că pentru viața voastră trebuie să fie un moment decisiv al întâlnirii cu Dumnezeu în care Dumnezeu însuși să implanteze în voi viață din El. Se numește naștere din nou. Nu-i dau unui om legi noi până când el nu are o natură nouă. Este o ciudățenie să crezi că omul firesc, omul natural, poate să împlinească legea lui Dumnezeu. Cartea Romani spune asta. Nu știu dacă ați citit, firea pământească nu vrea și nici nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Omul este căzut. Cea mai mare problemă a lui, știți care este? Păcatul. Este născut în păcat. Spuneam dățile trecute acest dictong latin, incurbatio homini ipse ipsum, este o cocoașă cu care ne-am născut. Ne-am născut gheboși întorși spre pământ. Și ne plac lucrurile de pe pământ și nu ne place de Dumnezeu. Asta este starea omului. Omul acesta credea că sunt și oameni buni și marea lui tragedie e că se includea între ei. Și eu sunt un om bun. Păi pentru oamenii buni nu-i mântuire. Domnul Iisus Hristos spune că eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Primul stadiu din viața unui om care trebuie să se pocăiască, toți trebuie să ne pocăim, dar care conștientizează, trebuie să-și conștientizeze starea de păcat. Dacă nu te vezi păcătos, nu ai motive să te întorci la Dumnezeu. Pentru ce te-ai pocăi? Dacă ești într-o apă până la glezne, la ce trebuie un colac de salvare? Nu trebuie, asta e realitatea și multora din societatea românească nu le trebuie Dumnezeu pentru că sunt oameni buni. Te duci și spui, știi că ești păcătos? Nu. Eu sunt un om bun, domnule, mi-e așa milă și de o muscă mi-e milă. Sunt așa un om milos. Eu nu fac rău la nimeni. N-am spart casa la nimeni. Nu, n-am dușmani. Sunt un om bun. Pentru tine nu-i mântuire. Vorbesc ipotetic, până când nu înțelegi că ești păcătos.
Nu ai nevoie de mântuire. Ok? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. În contextul acesta, discuția cu Nicodim despre care vorbeam săptămânile trecute face sens. Omul are nevoie să fie născut din nou și cine nu se naște din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Noi nu venim la adunare ca să învățăm reguli noi. Noi nu venim la adunare ca să ne facem mai buni. Noi venim la adunare pentru că Dumnezeu ne-a născut din El și în noi crește viață din Dumnezeu. Asta e ideea. Nu mai... Știți că am mai predicat odată aici și am spus că sunt tineri cu care discut și mă întreabă, poți să mă duc la banchet? Poți să te duci liniștit. Am voie la barbut? Du-te liniștit. De ce? Pentru că... Trebuie să evit cacofonia. Căutările tale au legătură cu ceea ce ești. Tu cauți lucrurile care te reprezintă. Cine trăiește în Duhul, caută lucrurile Duhului. Dar cine trăiește în firea pământească, face și caută lucrurile firii pământești. Tu ai nevoie nu să nu te duci la banchet. Ce, păcălești pe taică tu că ești pocăit. Pe Dumnezeu nu-L poți. Tu te poți duce acolo liniștit ca să-ți dai seama cine ești. Ca să-ți dai seama că ești păcătos. Ca să-ți dai seama care sunt dorințele tale. Dorințele tale nu pot fi manipulate. Dorințele tale sunt barometru sufletului tău. Multe lucruri le poți manipula, le poți păcăli, dar dorințele niciodată. Ce-ți dorești cu adevărat? Știi ce spunea psalmistul? Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Trăiască Domnul! Domnul trebuie să trăiască în inima noastră prima dată ca să putem dori lucrurile Lui. Din noi nu iese dorință după Dumnezeu. Omul natural, omul firesc, scumpii mei, când vorbiți cu oameni despre Dumnezeu și o să-i vedeți căscând, să nu vă mirați. Este tot ceea ce ei pot să facă. Omul natural, omul firesc, nu este interesat de lucrurile lui Dumnezeu decât dacă este o lucrare prealabilă a Duhului Sfânt în viața lui. Discutați orice doriți, toate subiectele pot deveni captivante până când aducem vorba despre Hristos. Dintr-o dată discuția intră așa pe o turnantă. Da, avem, domnule, ce discuta. Da, sunt păreri, sunt atâtea religii, nu știm ce să mai credem. Hai să credem despre noi ce spune Scriptura, că suntem niște oameni păcătoși. Că cea mai mare problema noastră este păcatul din viața noastră. Ok, sunt un om vinovat. Problema este că nu... Știți, exista o poveste mai de mult, nu știu dacă dumneavoastră o știți, dacă știi, o n-aș mai spune-o pentru că nu vreau să lungesc foarte mult mesajul. Dar vă spun puțin și dacă o știți, îmi faceți un semn și închei. Se spune că într-o pușcărie a intrat un om, mă duc pe la pușcărie și să știți că în pușcărie aproape nimeni nu-i vinovat. Ieri am stat de vorbă cu o doamnă care a fost primar și a intrat acolo din ura altcuiva și tot așa. Dar în pușcăria asta a intrat un om care a fost foarte, foarte afectat de ceea ce a făcut și asta se întâmpla mult în trecut și a zis, într-una spunea, eu sunt vinovat, nu-mi vine să cred ce am făcut. Și ei la toți spuneau, noi suntem nevinovați. Și temnicerul a zis, domnule, trebuie să-l scoatem pe ăsta de aici, că ăsta vinovat îi strică pe toți. No, și l-au eliberat pe ăsta care spunea că e vinovat și i-au lăsat pe nevinovați în pușcărie. Exact așa se întâmplă la pocăință. Când te duci în fața crucii, e bine să nu te duci direct în fața crucii. Foarte mulți spun, vreau să mă duc la piciorul crucii. Nu, du-te prima dată la piciorul crucii tâlharului care a spus, Doamne, eu sunt vinovat. Eu sunt de vină. Noi suntem cei cărora ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Și apoi du-te la cruce. În felul acesta poți primi mântuire, recunoscându-ți starea de păcat. Eu sunt un om păcătos, eu am nevoie de Hristos, eu am nevoie să fiu născut din nou. Eu n-am nevoie de o religie nouă. Că sunt atâți oameni care n-au înțeles nașterea din nou. Ca să te naști din nou în prima dată trebuie să mori față de viața ta veche. Știți că spuneam la botez, ne uităm la botez, mai vorbesc cu Adrian, botezăm, nu botezăm. Nu vrem să botezăm oameni vii,
Pentru că și statul român pedepsește dacă îngropă cineva de viu. Noi vrem să ne uităm la oameni și să ne dăm seama, bine, mort are căutări după Dumnezeu. A fost născut din nou. Dacă n-a fost născut din nou și încă trăiește față de viața lui veche, n-are niciun sens să-l îngropăm. Pentru el e o baie simplă, fără șampon. Niciun fel de implicație spirituală. Dar noi botezăm oameni care sunt născuți din nou, care au recunoscut, eu sunt vinovat. Eu trebuie să mor față de viața mea vinovată, veche, trecută, ticăloasă, păcătoasă. Și să mă întorc la El. El poate să-mi dea o viață nouă. A doua concepție greșită, am spus prima concepție greșită este legată de ontologia noastră. De ceea ce suntem noi. Nu de ceea ce facem noi. Scumpii mei, aș vrea să subliniez cât pot eu cu roșu. Nu ceea ce faci este problema, ci ceea ce ești. M-auziți bine ce zic? Nu ceea ce faci tu este problema, ci ceea ce ești. Biblia spune că noi suntem oameni păcătoși. Are implicații majore în înțelegerea Evangheliei, a mântuirii, a soteriologiei, a cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Sunt un om păcătos. Poporul nostru are o vorbă. Ce naște din pisică, n-apoi șoare și mănâncă. Poți să te chinui mult și bine să faci un șoarece pisică. Nu va fi niciodată. Cum la fel de bine poți să te chinui să faci dintr-un porc un miel. El tot va merge acolo la mocirlă. Și dacă te chinui și te chinui și îl pui în ham și îl speli bine și îl parfumezi și îl ții așa, numai cu atenție să meargă și să facă slalom între băltoci, el când va da hamul jos și hamul legea, el numai decât se va duce la mocirlă, pentru că acolo dorește să fie el. Asta e natura lui. Îi place păcatul. Și vreau să te întreb în dimineața aceasta, îți place de Dumnezeu sau îți place păcatul? Ce cauți în mod reflex? Avem o cântare pe care mie îmi place să o cânt. Pentru cine-ți bate, bate inima neîncetat? Câte doruri te frământă de cuzori până înserat? Asta spune ce natură ai. Asta spune cum trăiești, în firea pământească, în carne, în sarx sau în Duhul? În Duhul Sfânt, cine umblă după lucrurile firii, ale naturii păcătoase, va culege putreziciunea și moartea. Cine umblă după lucrurile Duhului, va culege ce? Viață veșnică, suntem pe text. Al doilea lucru, înțelegere greșită privind mântuirea este legată de faptele bune. Toate lucrurile, spune acest fruntaș, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Așa spune el, eu nu-l cred. N-ai spus niciodată o minciună. Nu știu ce să zic, parcă nu-mi vine să-l cred. Întotdeauna ai fost respectos cu taică, tu nu ai întors niciodată vorba. În adolescența ta, în tinerețe, nu zice el. Am făcut numai fapte bune. Și totuși, în Evanghelia după Matei spune că el întreabă ce îmi lipsește. No, păi îți lipsește totul. Și asta este o parte a bogăției tale. Oamenii care sunt morali nu au nevoie de Hristos. Pentru că ei sunt proprii lor mântuitori. Sunt proprii lor salvatori. Ei se mântuiesc singuri. Și discut cu oameni și spun așa, eu chiar ieri mi-a spus o doamnă, vreau să mă botez, tocmai am renunțat la țigări. Nu e rău să renunț la țigări. Dar trebuie să fie o consecință a schimbării interioare. Pavel vorbește în Roman capitolul 7 despre o singură poruncă. Sper să nu devină greu mesajul. Deja când vorbim de fapte bune, pentru unii clar nu facem fapte bune ca să fim mântuiți, pentru alții nu e așa de clar. Pavel a încercat să ajungă la neprihănire și spune despre el în ce privește legea neprihănit. Am fost fariseu din farisei, am încercat, mi-am dat toate casnele. Pe afară eram perfect. Aveam o problemă în lăuntru. Știți care e singura poruncă pe care Pavel o amintește în Roman capitolul 7? Ziceți tare, haideți. Când legea mi-a
pofta spune. Când legea a venit să-mi spună să nu poftești. Nu m-am dus după alte femei și am fost credincios nevestei mele, cel puțin de ochii celorlalți. Nu am dat în cap la nimeni, cel puțin de ochii celorlalți. În inima mea, Doamne, ce am bătut pe câțiva. Nu m-am dus și am dat zeciuiala la templu de fiecare dată. Dar în inima mea, iar dau. Și tăiere la inimă. Pavel vorbește exact același lucru. Că nevoia omului nu e nevoia lui de a fi cosmetizat, ci nevoia lui de a fi transformat interior. Când legea a venit să-mi spună să nu poftești, nu amintește nici o altă poruncă exterioară. Dar n-a omorât pe nimeni, dar în inima lui a omorât. Nu s-a dus niciodată cu altă femeie, dar în inima lui a poftit. N-a făcut niciodată lucruri grozave din punct de vedere al publicului, al opiniei publice, dar în inima lui s-au întâmplat niște grozăvii. Acolo e locul în care sunt eu, ceea ce sunt. Omul e ceea ce e el. Dacă nu mă credeți, dacă n-ar exista legi, Doamne, nu știu ce ar fi pe pământul ăsta. Nu mă aduceți-vă la un meci. Nu ziceți că v-am zis eu treaba asta, dar mergeți la un meci într-o galerie și o să vedeți acolo unde există așa un spirit de turmă și omul începe să capete din nou instinctele primare. Începe să zbiere, vorbește exact ce e în el, în sinele lui, în rezervorul ăsta de instincte primare. Nu mai e nicio lege să bate și cu jandarmii, nu e nicio problemă, e el însuși. Cam așa e omul. Dar din cauza legii, el face niște fapte, ca să nu fie respins de societate. Asta spune Pavel, când legea a venit să-mi spună să nu poftești în inima mea, am văzut că poftesc. Și că am nevoie să fiu schimbat și că am nevoie să fiu născut din nou, să fiu regenerat. Dragii mei, despre asta e vorba în ce privește Evanghelia. Noi nu venim aici ca să ne cosmetizăm mai bine. Nu venim aici ca să arătăm mai bine, să învățăm niște legi mai bune și să fim superior moral față de ceilalți. Noi credem că suntem păcătoși și avem nevoie de Dumnezeu. Și că El a așezat anumite fapte bune în care noi să mergem înainte de întemeierea lumii. El este lucrarea Lui! Știți ce spune acest fruntaș? Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Vreau să vă spun cum sună Evanghelia. De când m-am întors la El, sunt păzit cu grijă. Puteți să faceți distinția dintre lucruri pe care le păzești tu și faptul că Dumnezeu te păzește pe tine? Să nu vă fie frică să vă pocăiți gândindu-vă că nu o să puteți păzi. Că nu o să puteți păzi nimic. Dar marele har și gloria Evangheliei este că suntem păziți de puterea Lui prin credință. Lupta noastră e lupta credinței. Suntem purtați întotdeauna în carul Lui de biruință. Dumnezeu ne poartă. Sunt așa de bucuros, așa mult îmi place să slăvesc harul, să slăvesc lucrarea Lui Dumnezeu în viața mea. Niciunul dintre noi n-ar fi rezistat dacă n-ar fi fost păzit. Absolut niciunul. Dacă ar fi fost vorba să le păzim noi, haide să spun, dacă ar fi fost vorba să le păzesc eu, nu le-aș fi păzit. Dar am fost păzit de El. Mijlocirea Lui mă ține în viață astăzi. Ca pe Petru. Petru a fost păzit nu de cădere, a fost păzit de lepădare, a fost păzit de pierderea mântuirii lui. Hristos a rugat pentru el. Hristos mijlocește pentru sfinți. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Am vorbit despre falsa impresie că omul e bun, am vorbit despre faptele noastre bune care nu ne mântuiesc, nu prin fapte bune să iartă păcatele. Scumpii mei, ascultați-mă ce vă spun, trăim într-o societate ortodoxă care crede că dacă ai avortat un copil poți să botezi unul, sau nu mai cu botezul, poți să scoți din spital, să-i duci niște hăinuțe și să mai acoperă cumva, e o echivalență. Nu există așa ceva din punct de vedere al Bibliei, al Scripturii. Nu prin post să iartă păcatele, nu prin metanii, nu prin pelerinaje, ci singura soluție a venit din crucea de pe Golgota, din Hristos. Sângele Lui curățește orice păcat.
Avem nevoie să ne ducem acolo și să ne recunoaștem, Doamne, nu pot să fac nimic ca să fiu mântuit. Degeaba postez, degeaba mă rog, degeaba caut, degeaba, dacă nu ești Tu, nu e nimic în mântuire. Pentru că mântuirea mea ești Tu. Putem vorbi, într-al treilea moment, despre înțelegerea moștenirii. Acum, dumneavoastră știți, Manule, dacă aș vrea să moștenesc ceva de la tine, ce ar trebui să fac? Da. Întrebarea în sine trădează o paradigmă greșită. Pentru că dumneavoastră, fiecare știți că dacă vrei să moștenești ceva, nu trebuie să faci, ci trebuie să fii. Ca să moștenești ceva, trebuie să fii. Ca să intri în gloria lui Dumnezeu, nu trebuie să faci ceva, ci trebuie să fii copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are nepoți. Trebuie să fii copilul lui Dumnezeu și asta se realizează printr-o întâlnire personală cu Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, cum spunea Părintele Stăniloae în pușcăria comunistă, ai milă de mine, păcătosul! Eu sunt cel păcătos, eu sunt cel vinovat. Doamne, te rog să ai milă de mine. Trebuie să fiu copilul Tău, dar tuturor celor ce L-au primit, spune Evanghelia după Ioan, capitolul 12, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Vedeți de ce ne bucurăm? Vedeți de ce credem noi că suntem mântuiți și chiar dacă murim, nu-i o mândria noastră să credem că vom ajunge în cer? O doamnă ieri din staful de acolo, de la penitenciar, ne-a întrebat, și cum, dumneavoastră chiar credeți că dacă muriți veți merge în cer? Da! Așa credem! Nu știu ce să vă zic, cred că e un pic de mândrie în toată treaba asta, nu? Și am deschis Biblia. Tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, ne-a înfiat și ne-a dat, știți ce ne-a dat? Vă rog să fiți atenți puțin. Viață veșnică. Știți ce înseamnă viață veșnică? O să vă spun un mare adevăr teologic. Viață veșnică înseamnă că e veșnică. Și nu se termină niciodată. Că atunci când Dumnezeu ți-o dă, intri în bucuria stăpânului, dacă ți-o dă cu adevărat, când te-ai pocăit cu adevărat, când te-ai întors cu adevărat, când în inima ta s-a întâmplat fenomenul acesta măreț, cosmic, mistic, supranatural, numit naștere din nou, când Dumnezeu a pus în tine viață din El, ești copilul Lui pentru eternitate. Încă o moștenire. Între toate moștenirile, și ăsta e următorul gând pe care aș vrea să-l livrez, este legat de moștenirea aceasta, cum oamenii vin la pocăință cu o premisă greșită, că între realizările vieții lui trebuie să mai pună încă una. Sunt un om bun, sunt un om moral, despre el, vă spuneam, Archeon în greacă poate să însemne și un magistrat, un om care împarte dreptate, el e un om drept, un om moral care și-a respectat părinții, un om care este acceptat de societate, între toate lucrurile astea vrea să mai aibă ceva. Vrea să intre și în împărăția lui Dumnezeu. Vrea să pună în vitrina trofeelor, să pună și trofeul mântuirii sau trofeul numit Hristos. Și Domnul Iisus Hristos lovește în fundamentul vieții lui, în temelia vieții lui. Și spune ceva aproape de neacceptat, nu, chiar de neacceptat, pentru el cel puțin. Dacă vrei, îți mai lipsește un lucru care e fundamental, care le cuprinde pe toate. Trebuie să renunți la tot ce ai agonisit ca să intri în bucuria aceasta, ca să intri în moștenirea aceasta. Trebuie să renunți la tot ce ai agonisit. Cuvântul acesta este absolut de neacceptat pentru mulți. Dar să știți că nu e singurul text din Scriptură care vorbește despre asta. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un negustor care a găsit o comoară și de dragul comorii s-a dus și a vândut tot. Foarte mulți nu au bucurie pentru că n-au găsit comoara. Dar de dragul comorii vinzi tot. Vă doresc în dimineața aceasta să realizați ce comoară măreață este Hristos. Să vă dea Domnul urechi și ochi ca să puteți deosebi lucrurile prețioase de cele neprețioase. Lucrurile eterne de cele care poartă termen de expirare. Să puteți să vindeți tot.
de dragul comorii, de dragul Domnului, să vindeți tot, să nu păstrați nimic, să lăsați în Egipt tot și ultima unghie. De ce îi spune Domnul să vândă tot? Asta e Evanghelia. Să vinzi tot? Nu e asta Evanghelia. Evanghelia e vino și urmează-mă. Dar știți cum e? Ca un doctor. Ca un doctor care îți face o radiografie, îți face o operație ulterior și vede, domnule, cancerul... Nu la toți se întâmplă treaba asta. Dar la unii cancerul a cuprins și alte organe. Și atunci e nevoie să extirpe și din ce-i bun. Și Domnul Iisus Hristos, pentru un om de felul acesta, face o operație complicată și extirpează și ce-i bun. Și scoate afară și ce-i bun. Bogăția în sine nu-i problema. Bogăția în sine, iubirea de ea. Faptul că îți pui și îți reze în viața nu pe moștenirea viitoare, ci pe moștenirea de aici. Că toată baza și tot accentul este viața de aici și de acum. Nu-L poți urma pe Hristos, pentru că unde ți-e comoară, acolo ți-e și inima. Asta spune Evanghelia. De fapt, Evanghelia e vino și urmează-mă, ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune ulterior. Vino și urmează-mă. Cât de greu, spune Domnul Iisus Hristos, va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu, ca o cămilă prin urechea acului. Și asta e aplicația. Am vorbit despre problema ontologică a omului, despre ceea ce este el. Am vorbit despre problema și chestiunea faptelor bune și despre vitrina de trofee a omului. Încă un Hristos printre trofeele vieții tale, așa ceva este inacceptabil, este indezirabil, este imposibil. Hristos nu va împărți slava Lui cu nimic din viața noastră. Aplicația este următoarea. Cât de nevoie va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu? La fel, și de exemplu, aproape imposibil, nu, este imposibil. Dacă găsiți dumneavoastră soluția, să-mi spuneți și mie. Cum intră o cămilă prin urechile acului? Așa intră un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Așa intră un om care se bazează pe ce este el? Așa intră un om care se bazează pe faptele lui bune? Așa intră un om care vrea să mai cucerească un trofeu al vieții lui? Ca o cămilă care încearcă să găsească drumul prin urechile acului. Scumpii mei, în împărăția lui Dumnezeu se intră așa, ca prin urechile acului. Ca să intri prin urechile acului, știi ce trebuie să faci? Să te faci mic, mic, micuț de tot. Să te smerești și să accepți că ceea ce ești tu nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Carnea și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Că ceea ce faci tu nu are valoare în lumina eternității decât dacă e Dumnezeu în tine. Și că Dumnezeu trebuie să fie nu ceva din viața ta, ci trebuie să fie însăși viața ta. Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Vă doresc în dimineața aceasta să găsiți calea umilinței. Calea umilinței. A smeririi. Doamne Iisuse, am nevoie de tine. Nu știu ce-i viața mea. Am încercat să-mi construiesc o neprihănire proprie. Te-am considerat și pe tine important, printre alte lucruri importante sau mai importante. Astăzi vreau să spun, ești viața mea. Nu pot trăi fără tine. La mormânt n-o să fiu îngropat cu bănuții mei, cu titlurile mele doctorale, n-o să fiu îngropat cu faptele mele bune, ci o să fiu cu tine. Tu vei fi viața mea. Doamne, vreau să investesc în asta. Tot ce am și tot ce sunt, spune o cântare, ți-aparține. Vreau să înțelegem în dimineața aceasta nevoia urgentă și importantă de a fi mântuiți. Am avut pe inima mea, știu că e un mesaj de evangelizare, dar nu-i nicio problemă, scumpii mei. Să nu vă plictisiți niciodată de pâine. Pâinea care s-a coborât din cer și dă oamenilor viață, ca mana din pustie. S-a ridicat poporul odată și a zis: ce e atâta mană? Și Dumnezeu, știți ce le-a trimis? Șerpi. Pentru că e baza și temelia tuturor lucrurilor bune pe care le face biserica. Din viața nouă ies acțiunile noastre sociale, din viața nouă ies relațiile noastre bune, din viața nouă iese dărnicia. Dacă nu iese de acolo, nu face două parale în lumina eternității și a veșniciei. Avem nevoie să fim născuți din nou, avem nevoie să ne smerim. La cruce înțelegem cine suntem noi, că nu suntem oameni buni. Că pentru noi s-a plătit un preț, dacă eram așa de bun, nu mai murea Hristos. Dacă prin fapte bune se iertau păcatele, găsea scris în calendar, din 365 de zile, câte sunt într-un an, 300 postițiile.
și vedeați oameni murind de foame pe stradă, dacă prin dărnicie se iertau păcatele, erau oameni care își vindeau și cămașa de pe ei, dar nu prin fapte bune să iartă păcatele, singura soluție n-a fost omenească, a fost dumnezeiască și s-a coborât din cer. Este Hristos, este pâinea, este apa vieții, este mana din pustie, este șarpele înălțat de Moise, la care trebuie să privești cu umilință și să spui: Doamne, eu sunt vinovat, eu sunt mușcat, eu am nevoie de Tine în dimineața aceasta. Poate să fie și pentru tine o zi de veste bună. Poate să fie și pentru tine un moment al nașterii din nou. Știu că sunteți oameni aici nenăscuți din nou. După ultimul mesaj, cineva a venit să-mi spună: despre mine e vorba, dar mi-a fost rușine să mă ridic. Știu că sunt oameni aici care au cochetat cu ideea de pocăință, dar nu s-au pocăit cu anii. Știu că sunt oameni care spun: mai pot să o duc așa, nu știm mâine ce-ți rezervă viața. Astăzi este singurul timp operațional pentru mântuire. Astăzi, dacă ești aici, mă rog la Dumnezeu să-ți dea căutările bune, să cauți împărăția cerurilor, să dorești să o moștenești, dar nu făcând, ci fiind copilul Lui.